Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Primarul din Corbi a găsit o metodă inedită prin care îi încurajează pe localnici să mențină gospodăriile curate. Peste 80 de fotografii cu gospodării neîngrijite au fost postate de edil alături de adresele acestor proprietari pe pagina primăriei. Fotografiile sunt realizate în câteva gospodării din satele comunei Corbi, județul Argeș. Cu câteva zile înainte, primarul a făcut aceste poze pe care le-a postat ulterior pe pagina primăriei. Este vorba despre zone mai puțin îngrijite din localitate. Aceste imagini nu fac cinste comunității noastre și reprezintă proprietăți aflate în vecinătatea drumului județean din comuna Corbi. Apelăm la spiritul dumneavoastră civic pentru buna gospodărire a comunei Corbi, păstrarea curățeniei, respectarea strictă a normelor de igienă, precum și activitatea de gospodărire, care constituie o îndatorire civică a tuturor locuitorilor comunei. Acesta a fost mesajul postat pe un site de socializare pe pagina comunei Corbi. Primarul vrea astfel să îi impulsioneze pe localnici să mențină ordinea și curățenia. Avem și o hotărâre de Consiliu, pe care o și eu aplic, în care spunem așa, cei care nu își îngrijesc gospodăriile, că vorbim de terenuri, de clădiri, vor fi impozitați cu 500%. Adică le vor crește impozitul de 5 ori, poate de ceea ce e actual. Imaginile postate s-au dorit a fi o atenționare, iar primarul spune că va face ulterior și o listă cu cei care au cele mai frumoase și îngrijite gospodării. Să venim în completare și cu o listă de bun exemplu, adică când vor apărea primele gospodării, primele zone curățate și îngrijite, să le fotografiem și să le punem ca și exemplu de luat în calcul și de urmărit. Comuna Corbi are o creștere economică spectaculoasă, iar de 2-3 ani rata natalității este într-o ușoară creștere. În ultimii ani, în localitate au fost finalizate mai multe proiecte cu finanțare europeană, ceea ce face ca zeci de mii de turiști să vină anual aici, atrași de peisajele superbe și de celebra biserică rupestră Corbi de Piatră. În luna septembrie ar putea fi nuntă princiară în Argeș. Principele Nicolae a fost la Curtea de Argeș pentru a discuta cu arhiepiscopul Argeșului și Mușcelui, Preasfinția sa Calinic, despre o eventuală cununie la Catedrala Meșterului Manole, acolo unde își dorm somnul de veci foștii regi ai României. Nepotul regelui Mihai, principele Nicolae, s-a căsătorit civil anul trecut în luna august cu Alina Maria Binder. Acum cei doi fac deja pregătiri pentru căsătoria religioasă, dar și pentru petrecerea ce ar urma să aibă loc în luna septembrie. Brașov, Sinaia, Bușteni sau Curtea de Argeș sunt orașele luate în calcul pentru slujba care îi va uni pe tinerii căsătoriți și în fața lui Dumnezeu. S-a arătat foarte bucuros cu bucuronie la Argeș și am spus că să facă petreceri foarte mari, pot să facă așa, cum să zice, un bufet suedez, face cununie în Catedrala Voievodală lui Sfântul Neagoi Voievodă Basarab și în parc acolo, e parcul atât de larg, cât merg și 2000 de persoane să tot aibă pahare de șampanie. Principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, au fost la Curtea de Argeș și au participat la slujba religioasă de duminică. Cei trei au discutat și amănunte despre nuntă. A fost intransigentă mama lui. Poate o fi avut motive, în sfârșit nu știm, dar l-am văzut așa necăjit și stingher, așa în privința asta, foarte necăjit. Așa. Mama, mama, n-ai orice, oricum s-ar zice și ca să faci nunta fără mama, adică nu e potrivit. La Curtea de Argeș, Carol I, primul rege al României, a ales să fie înmormântat, iar ceilalți monarhi i-au urmat exemplul, orașul devenind necropolă regală. La înmormântarea regelui Mihai, principele Nicolae și-a arătat intenția de a veni cât mai des aici, chiar de a-și oficia căsătoria religioasă în catedrală. Locuiește de ceva vreme la Pitești și s-a îndrăgostit de urbea noastră, dar și de oamenii ei. Și pentru că are și o pasiune, aceea de a picta, a ținut neapărat să prezinte operele sale și piteștenilor. Iar dorința sa a devenit realitate. Ei da, un artist plastic din Germania și-a dorit foarte mult să-și expună lucrările la Pitești. Vorbim despre o expoziție inedită, o expoziție eveniment al cărei vernisaj a avut loc luni după amiaza, în prezența unui public numeros, oameni avizați, consumatori de cultură din oraș. Expoziția lui Aramax, căci despre ea este vorba, prezentată sub genericul Universul Interior, o puteți admira la Centrul Cultural Casa Cărții. Vorbim despre 38 de lucrări, picturi în acuarelă și tempera, picturi în culori vii, culori puternice, care cu siguranță vor atrage privirile tuturor. Expoziția se prezintă sub genericul Universul Interior. Este vorba despre Universul Interior,
al artistului plastic din Germania, Aramax. Este o doamnă deosebită, delicată, suavă, sensibilă, care ne-a cunoscut pur și simplu din întâmplare, dânsa fiind aici alături de soțul dânsei, care lucrează pentru o companie din județul Argeș și dânsul tot german de origine. Locuiesc pentru o perioadă temporară aici la Pitești și fiind artist plastic, având și niște cursuri la bază de pictură, de ceramică și de design vestimentar, este pasionată foarte mult de pictură. Este o pictoriță care îi place să surprindă natura umană în ipostazele ei cele mai frumoase, cele mai luminoase. Niciodată nu veți vedea o parte negativă, o parte întunecată în lucrările ei. Chiar ea îmi spunea că dorește să surprindă armonia, binele, pofta de viață în toate personajele ei, chiar și în animale. I am very happy here. I like Romanian. I like Pitești. And thank you very much, Kulturzentrum Pitești. Thank you very much, Carmen. Thank you all. All people, I love you. Iar cei prezenți au ținut neapărat să-și exprime trăirile și sentimentele, impresiile legate de această expoziție. Șoc, luxurianță și o mobilitate extraordinară, cum eu în ultima vreme rare ori am mai văzut. Expoziție șoc, de ce? Sunt numai culori tari, culori care ți agață privirile din clipa în care intri în expoziție și care nu te mai lasă să privești în vreo altă direcție. Este șoc și din perspectiva formelor, a poveștilor, a mișcării. Dincolo de culori, dincolo de lumina din privirea artistei, există foarte, foarte multă viață care este surprinsă într-o transfigurare artistică de excepție pe aceste tablouri, în tempera și în acoarele. Și pentru că Aramax a îndrăgit foarte mult copiii grupului folk pe 620, aceștia au susținut, cu ocazia vernisajului, un mini recital deosebit. Da, știu, ai sufletul ruine, Doamnelor, domnilor, urmărim împreună știrile din sport. Accidentările pe care le suferă alvioleții îl sperie pe Emil Săndoi. Altfel, antrenorul este extrem de mulțumit de evoluția elevilor săi. Emil Săndoi s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale în duelul cu Ripensia Timișoara, însă în același timp Săndoi are și anumite temeri. Antrenorul piteșean este panicat de accidentările dese pe care le suferă elevii săi. Avem de fiecare dată un ghinion teribil pentru că ni se accidentează jucători. Sperie aceste accidentări de care avem parte, așa, la 2-3 zile ne mai pică câte un jucător. Ăsta este lucru care mă îngrijorează. CS Mioveni a remizat acasă în duelul cu ASU Politehnica Timișoara 1-1. A fost scorul final. Deși a condus aproape tot meciul, CS Mioveni nu a putut învinge pe ASU Politehnica Timișoara. Mioveni a reușit să deschide scorul prin Cosmin Năstăsie încă din prima repriză. Năstăsie a scris în minutul 38 din lovitură de la 11 metri. Apoi că se părea că Mioveni se va impune în duel, echipa din Banat a reușit egalarea. În minutul 81, Ionuț Plămadă a marcat golul egalizator, iar duelul s-a terminat scor 1-1. Laurențiu Roșu s-a arătat dezamăgit de rezultatul cu ASU Politehnica Timișoara. Roșu consideră că elevii săi trebuiau să închidă mult mai rapid duelul. Antrenorul Mioveni, Laurențiu Roșu, s-a declarat dezamăgit de scorul din duelul cu ASU Politehnica Timișoara. 1-1 a fost scorul final după ce Mioveni a condus cu 1-0 până spre final. Încă o dată am condus cu 1-0 la pauză. Mă refer la ultimele meciuri care le-am jucat, și cu Călărașul am condus cu 1-0 și cu Pandurii am condus cu 1-0. Acum la fel am condus cu 1-0. N-am știut să gestionăm acest rezultat care era în favoarea noastră. Roșu consider că elevii săi puteau închide mult mai rapid meciul dacă fructificau ocaziile avute, însă pe final neatenți galbe-verzi s-au lăsat dominați de adversar. La 1-0 trebuia să fim mai atenți în faza ofensivă atunci când am creat unele situații de a înscrie. N-am reușit și a venit acel gol în minutul 82 în care ne-a tăiat căraca de sub picioare, ca să spun așa. Și pe lângă golul care l-am primit, cei de la Timișoara au prins curaj și ne-au creat și alte ocazii periculoase spre final. Doamnelor, domnilor, acesta a fost observatorul local de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine, să aveți o seară frumoasă. La revedere!